A fost atmosferă de sărbătoare în județul Gorj, la Godinești, la festivalul folcloric pentru tineret Nicolae Mischie. Zeci de tineri talentați au urcat pe scenă, iar cei prezenți s-au bucurat de muzică pe alese, de tarafuri tradiționale și ansambluri de dansatori. Mă bucur din toată inima ce văd aici, că totul se păstrează tradiția la Godinești, adică de la lăutari până la interpreții valoroși, care de aici, noi interpreții care am plecat, de la lăutari, de la Pripon, am luat cântecile. Inițiat în anul 1999 de către profesorul universitar Nicolae Mischie, festivalul folcloric este așteptat în fiecare an cu un interes deosebit de tineri, interpreți ai cântecului, dansului și portului popular gorjenesc. Am participat și anul trecut, unde am ocupat locul 2 și Mehedințul a fost pe podium, ceea ce vreau și anul acesta, ca Mehedințul să se declaseze cât mai sus și oamenii locului meu de acolo, de la Ponoarele, să se mândrească că sunt fiica satului. Un iubitor de folclor care a reușit să nu se desfințeze ansamblul artistii profesioniști Doina Gorjului în primii ani după Revoluție, când nu erau resursele financiare să se mai mențină acest ansamblu profesionist, și a contribuit și la dezvoltarea acestui ansamblu și l-a trecut în suportirea Consiliului Județean. El a inițiat și a organizat și festivalul folclorii pentru tineret de la Godinești, care a avut loc în fiecare an, cu excepția pandemiei. Festivalul folcloric pentru tineret promovează cultura și tradițiile locale, îmbogățind astfel comunitatea din Godinești.